Bine v-am găsit, dragi prieteni, în o ediție de Sport Arena la zi live aici pe Metropola TV și dacă este marți, stăm de vorbă despre etapa din Superliga care tocmai a trecut, dar pentru că avem și o etapă intermediară astăzi, pe repede înainte îi voi lua pe colegii mei și vom vorbi și despre meciurile care urmează cu Dacian Varga, Liviu Ganea și Ionel Luțan. Băieți, astăzi o să fiu un fel de doamna dirigintă foarte, foarte nesuferită cu voi. Bine ați venit și sper că sunteți gata de un maraton. Bine te-am găsit, colega. Suntem pregătiți și de maraton și de... Cu minute mai puține tot. De data asta, dar... Da, eu sunt convinsă că o să faceți față cu brio, Liviu. I-am scos Ionel la încălzire pe colegii noștri. Da, mă, Alice, chiar dacă suntem pe final de sezon, pregătirea fizică de care noi dăm dovadă se va vedea. Pentru că ne vom mișca foarte rapid. Pe final să excelăm, zic. Haideți să începem cu prima partidă. FCU Craiova a întâlnit acasă CS Mioveni și cu un scor de 2-1 au reușit să mai strângă 3 puncte. Din păcate, pentru cei de la Mioveni încă sunt pe ultimul loc. Ar fi fost ceva benefic aceste 3 puncte sau măcar un punct cu cei de la Craiova, dar ghinion. Pentru cei de la Mioveni orice punct contează. Asta zic. Orice punct contează, dar au întâlnit o echipă care, dacă nu mă înșel, n-au mai pierdut din noiembrie. O echipă care în momentul de față cred că este una dintre cele mai bune din Liga 1, după aspectul jocului și după punctele pe care le-au acumulat. O victorie meritată pentru cei de la FCU, care, în opinia mea, continuă lupta pentru a intra în play-off. Mai au un pic până se clarifică locul 6 din play-off. Liviu, crezi că e posibil pentru cei de la Craiova? Posibil, sunt acolo, pentru că, așa cum am discutat și în emisiunile precedente, SEP și-au cel mai greu program. Joacă cu toate echipele din fruntea clasamentului. Așa că, într-adevăr, a fost o gură de aer pentru ei acest meci cu Hermannstadt, dar au 3 meciuri grele, așa că mai sunt 9 puncte în joc și, matematic, FCU poate juca. E o competiție de care pe care și pentru ei. Ionel, cum ai văzut această partidă? Da, deși Craiova pare în formă și este de fapt ghinion pentru CS Mioveni, care pierde punct important în prelungiri. Scarlatec egalase situația pe tabla de marcaj și probabil că partida se îndrepta către un rezultat de egalitate, surprinzător pentru mulți, dar care contura programul bun al Miovenului. A venit golul din prelungiri, victoria craioveană, iar Miovenul trebuie să o ia de la capăt la următorul meci. Bun, mai au un pic până departe cum ar veni, dar așa cum am zis, astăzi mai pe repede înainte, așa că la următoarea partidă, cu siguranță, colegul meu Dacian Varga va avea ceva de spus, pentru că vorbesc despre UTA Arad și Farul Constanța, Dacian, care, ce să zic, 1-0 pentru Farul Constanța, rămân pe primul loc cu un număr impresionant de puncte, dar diferența totuși e mică, să știi. Îți suflă în ceafă cei de la CFR Cluj. Nu doar cei de la CFR. Exact, și cei de la FCSB și cei de la Rapid, da? În afară de CS Universitate, toate au reușit să câștige. O victorie meritată a celor de la Farul. Am văzut și o sclipire, să spun așa, a antrenorului care a făcut o schimbare senzațională și după ce l-a introdus pe tânărul Mazilu, după 5 minute a reușit să și înscrie. O victorie meritată. Din păcate, nu aș vrea să vorbesc de teren, dar... Oribil. Sub orice critică. A vorbit Ionel. Ionel, tu ai spus oribil, nu? Poftim? Zic, tu ai spus oribil, da. Nu mi-a jucat urechea feste. Din păcate, terenul s-a prezentat groaznic la Arad și a dezavantajat clar formația mult mai tehnică, în speță Farul Constanța. Dar spunea Dacian, de aceasta reușită, într-adevăr, știu eu, frumoasă a lui Mazilu. Dar impardonabilă greșeala fundașului central, Liviu. Experimentatul... Capitanul de echipă. Experimentatul Benga nu are voie acolo să cedeze prin planul unui jucător tânăr adevărat, care are și viteză. Da, nu s-a folosit un pic de corp de mână de Benga. A prezentat foarte bine Mazilu, dar experiența lui Benga... A plecat cu, nu știu, 1,5 metri în față. Adică putea să facă liniștit, putea să facă un faul plus tactic că acolo. Atunci Mazilu, când a ajuns lângă el, el a încercat să-și plângească mingea, a greșit. Și s-a respins mingea din el și iar a început să dribleze. Ok, adică... să iasă o fază de genul ăsta, dar continui să cred că Benga acolo putea să facă mai multe. Până la urmă, golul a fost decisiv. UTA se afundă din ce în ce mai rău în clasament. Nu prea se văd soluții de ieșire, iar Farul continuă parcursul ăsta de regularitate, etapă de etapă. Da, așa cum vedem pe ecran acum și o să urmeze imediat și ultima parte a clasamentului, vom vedea că cei de la UTA Arad rămân cu 24 de puncte. Diferențele sunt foarte mici, nu știu dacă din fericire sau din păcate, pentru cei care vor rămâne pe un loc direct de retrogradare. Din fericire pentru cei care sunt la retrogradare, pentru că le dau speranțe. Exact, și din păcate pentru cei care urmează la rând. Exact. Uite, că acum vedem, diferențele sunt cam micuțe.
Și că vorbim acum și de cei de la Hermannstadt, pentru că sunt pe ecran cu 26 de puncte, din păcate nu au reușit să câștige acasă cu Șep și Sfântul Gheorghe. Un 2-1 a fost și Liviu, tu spuneai de cei de la Șep și că se agață totuși de fiecare punct, astfel încât să rămână pe acest loc. Păi a fost ultima partidă pentru ei, teoretic, mai ușoară. Da, au luat 3 puncte și au reușit chestia asta, Șep și... În schimb, vor urma 3 meciuri foarte grele pentru ei și există posibilitatea, dar nu lua niciun punct. Iar cei de la FCU au prima șansă de a se bate cu ei acolo pentru, practic, ultimul loc de play-off. Spui că nu vezi, că există această posibilitate de a nu lua niciun punct și prin prisma performanței lor sportive comparativ cu celelalte echipe cu care urmează să joace? Da, pentru că au meciuri grele și Șepșii în ultimul timp nu a arătat așa cum trebuie. Este într-o scădere de formă. Exact, și în acest meci cu Hermannstadt, până la urmă, câștigă într-adevăr din penaltiul acela care la Ganović. 81 minutul. Da. Pe final de partidă. Sper sfârșitul meciului, așa că Șepșii nu-ți dă încrederea că în următoarele meciuri poate face puncte. Și cu o problemă acolo la primul gol, dacă nu mă înșel, nu, dacă reușește fundașul celor de la Hermannstadt să bage mingea în teren. Am văzut că era o mare controversă acolo, dacă a ieșit mingea sau n-a ieșit. Da, el s-a chinuit să o țină în teren și până la urmă... Dar o greșeală. Asta în dezavantajul de echipei sale. Mare. Mai bine o lași acolo în corner, adică și ai băgat și mingea în centru. Adică... Exact, este total contraindicat. Într-adevăr, câștigă Șepșii, dar o face în față un adversar care este în cădere liberă, Hermannstadt, care din păcate nu se regăsește de bune etape și clar acest lucru se întâmplă și datorită acelor puncte care n-au mai venit înapoi. Starea de spirit este una tot mai neplăcută. În condițiile în care sunt plătiți. Exact, asta vreau să adaug. Exact când lucrurile au intrat pe un făgaș normal, financiar vorbind, joci acasă, ai publicul lângă tine, nu mai regăsești fotbalistic traseul către victorie. Și din păcate lucrurile se mențin pentru cei de la Hermannstadt. O să ajungem să vorbim la meciul care este în desfășurare în momentul în care noi vorbim, imediat după ce terminăm cu etapa care a trecut. Și cred că aș putea... Îmi place ritmul acesta, să știți, n-am să vă mint așa foarte alert. Universitatea Cluj și FC Botoșani. 2-0, 3 puncte foarte importante pentru cei de la Cluj. Chiar cred că a fost de bun augur. Da, eu cred că se vede din ce în ce mai pregnant venirea lui Ioan Ovidiu Sabău la Universitatea Cluj. Evident, asta este legată și de venirea unor jucători de certă calitate, nu? Marti și Nistor, cu precădere ultimul, care așează foarte bine jocul acolo pe partea ofensivă. Marchează acest iam, un vâr de atac puternic, că nu prea avem mulți în România. Și iată că bun, acest atacant de la Universitatea Cluj. Bun, are talie, forță și marchează, Liviu. Și viteză bună, exact cum a spus și Liviu, și viteză bună. Și este puternic, exact. Nu, dar pe fundul de care joc... are nevoie, practic, o exact. Formație ca Cluj, da. Care trebuie să ieși din zona aceea. Ai nevoie de un atacant care să ia și mingea cu el să te ducă până în poartă, așa cum a făcut în și asta, pe fundul unui joc din ce în ce mai bun al Universității Cluj. O să ne spună Alice la momentul oportun și ce se întâmplă acum la partida cu Hermannstadt. Da, arată bine Cluj, cu comanda lui Ovidiu Sabău. Foarte bine. Cine? Terenul a arătat foarte bine. Da, din păcate, aici avem mult de discutat. Iarăși aceeași situație. Avem timp să comentăm vis-a-vis de asta. La cer. Serios, 2023 să mai avem asemenea terenuri. La fel cum am văzut și la Pitești, Arad, Cluj. În contextul în care și la Cluj și la Arad avem arene foarte frumoase. Da, paradoxul este că avem stadioane. Arad este un stadion nou. Nu, de 2 ani cred că este inaugurat stadionul, dacă nu mă înșel, nu? Da, da. Chiar mă uitam acum la Sibiu, o imagine de la fața locului arăta un gazon de bună calitate, pentru că și la Hermannstadt se vorbea cândva, dar gazonul nu a fost refăcut. La Cluj, într-adevăr, e o situație delicată, pentru că echipele care sunt acum vor să joace totuși acasă. Situații... La Petrolul, la fel, am văzut. O să-i dau lui Alice o veste bună când ajungem la Petrolul. O să, se refacă gazonul, nu? Nu, stai să vezi că se mută Petrolul la Târgoviște acum. Știu că ne-ai spus data trecută că o să se din mută aprilie, la... Din aprilie, Alice, da. Păi stai puțin, nu, să ajungem acolo că vreau să fiu lămurită pe rând. Dar mai avem timp până una alta. Dacă vorbim de cei de la Cluj, în momentul de față, dacă situația rămâne așa, deci reamintesc faptul că este un meci în desfășurare și momentan cei de la Cluj conduc 1-0, ajungem și la el. Dar dacă lucrurile ar rămâne așa, Cluj ar ajunge pe locul 9 în clasament momentan până se dispută și celelalte partide. Momentan,
Exact cum ai spus, ai spus tu mai devreme. Toate de la retrogradare sunt foarte apropiate. E o limită... Și imediat, un meci, două câștigate, la rând, imediat poți să urci foarte mult în clasament. S-au pierdut să cobori acolo în zona, din păcate, rece a clasamentului. Da, de obicei ce să stea mai pe liniște și pace spre acest final de împărțeală, cum ar veni, nu prea merge. Nu o să fie, pentru că urmează play-out-ul și acolo se va decide tot. Încă și chiar și locul nou, cum pe care îl ocupă acum Cluj, 31 de puncte și ei pot retrograda. Pentru că ai pierdut 2-3 meciuri, ești acolo. Nimeni nu este salvat. În play-out o să se joace pe viață și pe moarte. Orice și cred că până la ultima etapă. Da, și eu sper că până la ultima etapă. Pentru privitorii neutri, cu siguranță va fi fascinant. Rapid București și Chindia Târgoviște, un scor de 2-0. Cred că nu mai este o surpriză pentru nimeni că cei de la Rapid rămân pe un loc foarte bun de play-off. Să vedem mai departe cum își duc la bun sfârșit obiectivele pentru anul acesta. Pe partea cealaltă, cei de la Chindia șovăie un pic. Un moment bun, o perioadă bună, dar acum... Prima înfrângere pentru Chindia. Da, exact. Prima adică pentru Chindia. Și un meci greu pe Giulești. Un meci foarte greu. Au și rămas în 10 oameni la sfârșitul primei reprize. Dar Rapidul acasă joacă bine. Este ajutat și de public, care este foarte numeros în Giulești și vine meci de meci și încurajează echipa. E greu cu Rapidul acasă. Doar FCU au reușit să-i bată pe teren propriu și am văzut un FCU care au jucat cu dezinvoltură, fără niciun fel de probleme, chiar dacă stadionul a fost plin în Giulești. E, acum, pe cei de la Chindia, cred că i-a apăsat puțin și presiunea care a fost pusă de suporterii celor de la Rapid. Bine, și până la urmă a contat și eliminarea cu Ciudacean, pentru că eu cred că... Până la eliminare a fost un meci echilibrat. Echilibrat și a avut și Cupor ocazie mare acolo când a dat cu capul, adică n-aș fi mers așa de sigur pe o victorie Rapidă, dar normal, când rămâi cu omul în minus, te retragi un pic presiunea publicului și până la urmă Rapidul reușește să câștige. Cu toate că pe final atacantul celor de la Chindia, Popa, a avut două ocazii foarte mari. Și să nu uităm că în economia rezultatului final iese Căpușă, eliminat minutul 45, vine un gol din penalti, Dugangici, și când ghinionul e la el acasă, vine și un autogol la 2 minute al lui Boldor, care marca cu etapă înainte pentru 2-2. Și când se adună toate aceste elemente, e clar că nu vine rezultatul pe care îl aștepți. Chindia nu cred că arăta rău. N-a arătat rău, asta vreau să spun. Dar în condițiile astea, clar, rezultatul final nu putea fi unul mai bun. Deci acum poți să-mi spui despre aprilie? Da, se pare că Chindia s-ar întoarce acasă în aprilie, în momentul în care și Petrolul s-ar muta la Târgoviște, pentru că la arena din Ploiești să înceapă lucrările de cosmetizare ale arenei. Un gest frumos pe care îl face Chindia la adresa Petrolului, lucrurile sunt avansate din punctul ăsta de vedere. Rămâne doar ca termenul ăsta de întoarcere al celor de la Chindia acasă să fie realist de această dată, luna aprilie. Sper să fie realist, că s-au mai întors săraci. Mie îmi place fiecare săptămână, fiecare zi de marți, cu câte un update vis-a-vis de posibile mutări. Deci, vedem. Hai, vă întreb în aprilie, bine? Nu, săptămâna viitoare. Și săptămâna viitoare, dar în aprilie mai așa, mai serios. Da, pentru că, poate cine știe, mai vii cu câte un update. FC Voluntari și CS Universitatea Craiova, un scor de 1-0 acasă și un gol marcat în minutul 50 de Vadim Rață, 3 puncte importante pentru formația ilfoveană și 3 puncte foarte importante pierdute de cei de la CSU Craiova. O victorie mare. Aveau nevoie... O revenire de bun augur pe anul 2023. 6 meciuri, dacă nu mă înșel? 5. 5 sau 6? 6 meciuri. 5 meciuri fără victorie. Fără victorie. Deci, și doar cu înfrângeri, din păcate. Iar CS Universitatea Craiova, mie nu-mi place deloc cum joacă în deplasare. Dacă acasă pun presiune pe adversari, joacă mult mai bine, în deplasare nu au mai câștigat de foarte mult timp, dacă nu mă înșel, de la meciul cu Mioveni. La meciul cu Mioveni, când au reușit să câștige cu 1-0 în deplasare. Da, parcă nu reușesc așa să-și impună jocul în deplasare, pentru că CSU, cel puțin, a trebuit să se comportă cu o echipă sau să joace cu o echipă care chiar își propune să câștige titlul. Ori ei, când ajung în deplasare, sunt ca o echipă, nu știu, par o echipă așa... Fără nicio problemă, așa de mijloc clasamentului. Da, nu au motivația necesară sau o echipă care să pună presiune pe adversar încă de la începutul jocului. De asta și Voluntariul, până la urmă, au profitat de chestia asta, de forma asta mai slabă și reușesc să câștige 1-0, care... îi duc până la urmă la 3 puncte foarte importante. O gură mare de oxigen pentru elevii lui Liviu Ciobotariu. Aveau mare nevoie de aceste puncte.
O abordare curajoasă din partea lui Liviu Ciobotariu cu doi atacanți, Vitalie Damașcan și Adam Lemeț. Asta arăta că punea presiune. Știi că altădată voluntariul era mai precaută. Mult mai situația precaută, asta din se clasament, puneau pe două linii, jucau doar situația pe asta din clasament. Pierzi, Ionel, adică, ok, încerci să iei puncte, trebuie să iei trei puncte. Acum nu mai ții, dacă arăt un punct în economia play-out-ului când se îmbătățesc. Sunt zero, nu, tocmai din cauza asta Liviu Ciobotariu a gândit altfel partida, benefic de altfel, jucând cu doi atacanți ca să pună presiune acolo în permanență pe partea adversă. Până la urmă vine golul din partea lui Vadim Rață. În sfârșit, Vadim Rață se regăsește cu golul. Și iată ce se întâmplă la o echipă de genul ăsta. Liviu Ciobotariu spunea chiar înaintea partidei că, domnilor, repet, dacă plecarea mea ar ajuta clubul în acest moment, o fac fără nicio rezervă. În schimb, conducerea plătește la zi toate datoriile jucătorilor și personalului ca o motivație în plus care s-a văzut apoi în partida respectivă. Da, cred că a fost o victorie care s-ar putea să ducă la un parcurs mai bun. În momentul de față ei au, imediat vă spun, au 29 de puncte. Deci orice schimbare și nu au un program chiar atât de complicat, deși fiecare meci vine acum sunt foarte grele. Nu poți să mai spui de voluntar ca un meci ușor cu oricine a jucat. Cred că la Mioveni acum partida e foarte dificilă. Gândește că Mioveni este pe ultimul loc, sunt disperați să facă punct sau puncte ca să... Toată lumea ar trebui să fie așa, într-o alergătură și într-o disperare. Niciun meci nu este ușor. Nu, dar eu repet, dacă îmi dați voie, FC Voluntari arată de fiecare dată că este o echipă capabilă să pună probleme. Chiar dacă au fost 2-3 înfrângeri, parcă tot ai creditul ăla, văzând ce jucători sunt la echipă, că formația poate reveni. Nu s-a întâmplat 5 partide la rând? Și la FCU, când au jucat în deplasare. Au avut 1-0, au putut să facă, au avut șansa să facă 2-0, apoi au fost două greșeli și au reușit cei de la FCU să întoarcă rezultatul și să câștige cu 2-1. Dar în cazul celor de la CSU Craiova, credeți că au vreo șanse reale să se apropie de acest obiectiv de titlu? Cred că se vorbește foarte... Din punctul meu de vedere, dacă se înjumătățesc, punctele rămân, nu știu, 6 sau 7 puncte față de echipa de pe primul loc, Farul Constanța. Da, dar dacă n-ai Constanță, dacă n-ai continuitate... Dacă în play-off, Ionel, dacă în play-off reușești primele 3 etape, pentru că ne spunea colegul nostru Ionuț, da? Da, despre aliniamentul... Primele două, la sfârșitul campionatului, o să joace cu locurile 6-5-4, ceva de genul ăsta, da? Dacă tu, în speță, Universitatea Craiova, aceste Universitatea Craiova, reușesc 2-3 victorii consecutive, dacă... deja... Asta se poate întâmpla, dar asta echipa nu ți oferă perspective ca și joc. Și se pare că această manieră pe care a ales-o Eugen Neagoe de a renunța la mare parte din jucătorii cu experiență nu dă roade. Mă uitam, de exemplu, la această veșnică speranță, Câmpanu, care din păcate nu se vede în economia partidei. Care Câmpanu, mă uitam pe faza golului, Câmpanu îl pierde din marcaj pe rază. Exact. El îl pierde, se pleacă în spatele iese lui. Iese și portarul puțin nefericit rău, acolo. Știți că istoria partidei. Deci lipsa unor jucători cu experiență, din punctul meu de vedere, se vede clar. Ionel, au și jucători. Da, au renunțat la foarte mulți, din păcate, cred eu. Nu toate strategiile sunt bune și uite că sunt strategii care nu sunt atât de bune nici la cei de la FC Argeș, din păcate, pentru că au reușit să nu facă o figură atât de frumoasă. FCSB a câștigat cu 2-1 acasă la FC Argeș și, din păcate, sunt pe un loc urâțel foc în clasament. Da, ce faci, Ionel? Alunecă vertiginos FC Argeș. Ai ales această echipă, să știi că ești și tu aici la joc. Până acum singurul la masă e Dacian. Sunt multe anomalii care se întâmplă, fotbalistic la Pitești, iar situația echipei se vede din acest punct de vedere. Din tribune se strigă tot mai des demisia. Echipa nu arată deloc convingător. Acest conglomerat de jucători de toate națiile era greu. Și eu mă întrebam, Liviu... A fost criticat foarte dur de Gică Popescu într-o intervenție în emisiune, pentru că spunea că îi pare foarte bine că Piteștiul se află acolo, pentru că în locul unor jucători străini ar fi tot fi jucători români. Care nu, dacă evolueze, erau de calitate, nu spunea nimeni nimic. Se evolueze practic la FC Argeș și atunci a spus, nu, eu nu cred că noi nu avem jucători cel puțin de aceeași valoare cu mare parte dintre jucătorii de la FC Argeș străini. Nu, iar asta se vede, din păcate, în economia prestației. Publicul este total nemulțumit. Știu eu, Argeșul alunecă vertiginos acolo. Deși de mare scoritorul se vorbește. Ionel, că în prima repriză mie mi-a plăcut FC Argeș. Au mai echilibrat puțin după ce au dat gol. Au jucat de la egal la egal cu FCSB. Am văzut o posesie în partea celor de la FC Argeș, o minge plecată de la portar cu o construcție. Asta e stilul lui Croitorul, care asta impune. Cu toate că cei de la FCSB au pus o presiune pe ei, au venit în pressing. Din primul minut au făcut pressing. Că eu cred că cei care conduc clubul trebuie să se gândească foarte, foarte bine. Știu eu, meniul ăsta de la Botoșan, care a dat rezultate, nu era obligatoriu să meargă și la Pitești. Și atunci, probabil că cei care conduc clubul trebuie să fie un pic mai rezervați
la cerințele lui Marius Scroitoru legate de venirea unor jucători străini. Acum, în plin campionat, timpul a fost foarte scurt. Poate că unii și de valoare nu tocmai ridicată, e adevărat, și atunci iată rezultatele. În schimb, de Marius Scroitoru se vorbește că deja ar fi bătut palma din nou cu FC Botoșani, ceea ce pentru antrenor pare foarte liniștit. Deci acum să înțelegem cum îl avem pe Nicolo Napoli la Craiova, așa o să fie gen... Domnul Croitoru pentru Croitoru cei de la Botoșani. Da, deci informația nu este, știu eu, făcută clară de Valeriu Iftime, dar sursele Gazetei Sporturilor declară că Marius Croitoru ar fi semnat deja cu FC Botoșani din vara viitoare. Mi se pare o lipsă totală de, eu știu, de respect față de echipa actuală. Da, eu nu cred asta, Ionel, pentru că în momentul de față Botoșani are un antrenor care a resuscitat echipa, da? A avut un parcurs foarte bun. Valeriu Iftime a declarat în permanență cu fiecare prilej că Marius Croitoru are ușa deschisă la Botoșani în orice clipă, nu uită performanțele frumoase pe care le-a făcut cu această echipă și foarte probabil informațiile de la Gazeta Sporturilor au un fundament solid din acest punct de vedere. Păi și ce faci la proba cu antrenorul sau de la care este în momentul de față? Contract până în vară, ne strângem mâna, plecăm cu banii la zi, vine următorul. Păi și dacă termină pe locul 7 și are joacă bonus. Acel play-off, nu? Sau îi dă bonusul, acel baraj pe care... Îi dă bonusul pe care l-are în contract. Și ne strângem mâna? Păi... Finanțatorul decide. Am înțeles, da. Mi se pare... Ionel a avut deja un scenariu vis-a-vis de această situație. Până când, cum ai spus, Dacian, până nu vezi negru pe alb, nu mai credem nimic. Și până nu s-o sucă cenala, că de obicei și semnați... Da, bună completare. Poate nu prins primul meci pe bancă nici dacă e semnat. Exact, nu-ți mai garantează nimeni nimic. Ajungem și la ultima partidă din această etapă cu numărul 27. Petrolul Ploiești pierde cu cei de la CFR Cluj cu un scor de 5-2. Cu toate astea, Dan Petrescu n-a părut să fie foarte mulțumit și a spus că cu două goluri înscrise așa nu se ia campionatul. Dar cu 5 goluri date, te rog frumos să explică, maestre, că dumneavoastră... Cred că Ionel ar trebui să ne explice că a fost la fața locului. Bine, și după aia cu raționamentul tău, pentru că îl cunoști foarte bine pe Dan Petrescu, dar... Ce s-a întâmplat, Ionel, la Ploiești? Nu, era clar, Alice, Dacian și Liviu Petrolul, într-o situație delicată la nivel de lot. Au absentat toți trei fundași central de bază. Improvizații care se văd acolo. Niciodată Petrolul nu a jucat în această formulă. Bine, dar în prima repriză, Ionel... Știu, dar te speculează la fiecare fază importantă. O echipă care are atâta experiență ca CFR-ul, respinge liner, vine golul. Vine centrare, vine golul. Te speculează la fiecare fază. Ori tu ești o echipă mică în momentul ăsta, Petrolul, și nu ai șanse de a reveni. Marchi și tu de două ori acolo, mai atenezi un pic așa înfrângerea asta, dar erau clare elementele dinaintea partidei că CFR-ul se impune. Poate nu la acest scor, clar. Dar Petrolul la acest moment... Nu cred că s-a aștepta nimeni, Ionel, să... La 5, la 2. 5 goluri, la victorie CFR ne așteptam. Lucruri rare să vedem CFR-ul înscrie 5 goluri, dar uite că... Cum ai spus și tu, echipa Petrolului, care se vede că suferă... O apărare de gringolată. Păi Huja este accidentat, Maier suspendat, Paul Pap suspendat. Atunci și Florin Pârvu, noul antrenor, a trebuit să improvizeze. Pașov, care este fundaș dreapta, a jucat fundaș central. Madhouse, care cafează, din păcate, cel care a alunecat la fază atunci. Adică altul n-avem, altul nu au. Ăștia sunt cu ăștia de fiecare. Și Achim, care este și el pe acolo, și rezultatul te uiți la tabelă. Bine, nu te-ai dus degeaba pentru că ai văzut 7 goluri, Ionel. Da, a fost așa, ca spectator, tu ai fost fericit. Nu, și m-am bucurat, Alice, că a fost o afluență mare de spectatori, 6.000 de privitori într-o zi de luni. Vremea n-a fost chiar foarte... Și vezi că terenul... am văzut că au stat până la final. Terenul destul de prost. Joacă și Chindia acum acolo. Dacă aseară a fost prost terenul, îți dai seama cum va fi acum. Da, ceva de, Doamne ferește, repet, iar vorbim de teren. Da, uite, putem să vorbim de terenul celor de la FC Voluntari, care arată foarte bine. Terenul celor de la FC Voluntari. Putem să vorbim de terenul celor de la Farul Constanța. Exact, sunt numărul vreau să la etapa aceasta. De la Sepsi. Hai că sunt... Că Național Arena. Sunt și locuri mai frumoase. Sunt și oameni care au grijă. Da, dar așa ar trebui să fie toate terenurile. Și la Craiova este un teren foarte bun. Nu, dar ți-aduc aminte, era un schimb din asta de replici, așa, oarecum de calitate, între Valeriu Iftime și Dan Petrescu. Dan Petrescu, care se văita de calitatea gazonului de la Botoșani. Știu foarte bine, Ionel. Și spunea, nu, e plăcut. Spunea Iftime, băi, Dane, nu te văita tu de gazon, că tu joci pe sus, nu te interesează terenul. Adică, uite, am văzut și la Ploiești, de exemplu, Crăznicii la un moment dat a călcat strâm. Nu, terenul era foarte prost. A fost protejat cu o prelată. Serios? E ceva de... A fost protejat cu o prelată, dar prea puțin pentru... Doamne ferește să nu se accidenteze. Haide să trecem mai departe. Vorbim de Hermannstadt, Sibiu și Cluj. Meci în desfășurare. Nu mai vrei să-ți povestim de CFR la 5-2? Dar uite, vom ajunge la următorul meci al celor de la CFR Cluj și putem să integrăm absolut orice, astfel încât să avem tot timpul din lume. Vezi, am zis că sunt doamna dirigintă, că sunt nasoală, dar uite că sunt chiar de treabă astăzi. Este, cred că, minutul 67 în momentul de față și este 1-0 pentru cei de la Cluj. Așa cum menționam... Pentru momentul de față ar fi 3 puncte importante. Te propulsează în clasament.
Foarte important. Depinde ce fac și ceilalți, asta clar. Ar fi a doua victorie la rând a celor de la Universitatea Cluj. Sherman Stad ușor, ușor se afundă în subsolul clasamentului. Și Ionel, din câte am înțeles, tu ai fost atent pentru golul celor de la Ucluj, l-ai văzut? Așa este, o realizare. Eram aici în focul de pregătirii. Mi l-a și explicat. Păi tocmai de asta întreb acum. Nu, Dan Nistor, o fază excelentă pe partea dreaptă, acolo pătrunde în careul advers, îi pasează după ce fentează un adversar, să aruncă, cum era, nu o spunem vorba aia fotbalistică, dar aceea e urâtă când se întâmplă așa ceva. Îi pasează ideea lui Ioan Filip, unul din jucătorii cu mare experiență de la Ucluj, și acesta găsește, incredibil, cu călcâiul de la 8 metri, colțul lung al porții celor de la Hermannstadt și marchează golul fantastic. O să-l vezi și tu, Alice, mai în târziu. Pereloare, sigur, pereloare, da. Exact. Și băieți, o să-l vadă o realizare cum greu găsim în România. Oricum, relatarea, să știi că este foarte bună și cred că toată lumea a prins. Da, un jucător cu experiență, Liviu, nu, în momentul în care practic n-ai altă soluție, încerci și varianta asta cu călcâiul, nu? Păi, dar nu e alt. E practic o variantă în care ori îți iese, ori dai pe lângă ea, ori când îți iese, e cel mai fericit. Sau doar să joci cu latul, pas înapoi. Păi nu, și asta era o variantă, dar totuși un jucător cu mare experiență alege varianta asta, lovește cu călcâiul piciorului drept. Ai și instinct, hai să-l lăudăm acum, pe Ioan Filip. Un jucător cu experiență. Dar nu e prima oară. Am mai să știi că mai acum câteva etape, dacă nu mă înșel, tot la fel de la o centrare tot la fel din partea dreaptă, acasă, dacă nu mă înșel, tot la fel a avut o astfel de execuție. Și era un jucător defensiv care nu prea apărea înainte la finalizare. Acum, de când e la Ucluj, apare când trebuie. Apare când trebuie, marchează goluri importante care se văd acolo. Și nu numai goluri, a dat și pase de gol la Ucluj. Asisturi. Da. Atâtea cuvinte de laudă, așteptăm până la finalul partidei. Dacă mai există vreo schimbare de scor în ceea ce privește acest meci, o să vorbim despre el. Și la finele emisiunii se dă startul partidei dintre Chindia Târgoviște și FCU Craiova. Chindia care vine după o înfrângere și cei de la FCU Craiova care vin după multe, multe, multe victorii. Mamă, deci nici bine nu s-a terminat meciul de la Ploie și acum joacă cei de la Chindia pe acel gazon. Nici da, aici cred că o să fie dezavantajați cei de la FCU cumva, pentru că erau obișnuiți cu gazonul mai bun, echipa care pasează mai bine, leagă jocul mai bine și cred că va fi în avantajul celor de la Chindia acest jucători tehnici, sunt mulți jucători tehnici la FCU care le place să aibă mingea la picior. Da, depinde acum și Chindia cum se descurcă după această sincopă din partida cu Rapidul. Obișnuiți cu rezultate favorabile până la acest joc, vine înfrângerea în condițiile de care am vorbit. Și să vedem acum Toni Petra și jucătorii săi cum se vor descurca după primul eșec. Cred că Chindia pleacă cu prima șansă în partida din această seară, mai ales că este obișnuită cu suprafața de joc de la Ploiești, o echipă de luptători care, bine, și ei dezavantajate de la mijloc în sus. Chindia chiar are oameni importanți pe faza ofensivă. Are jucători buni și acum chiar mă gândeam la cei de la FCU. Dacă nu reușesc să câștige aici, cumva cred că și închid cumva șansele pentru locul 6. Știi, pentru că ei au nevoie să trescuie tot. Dar nu știu câte puncte sunt în momentul de față între cei de la Șepși, care sunt pe locul 6, și cei de la FCU. 41 de puncte pentru cei de la Șepși și 36 de puncte pentru cei de la FCU. Deci sunt 5 puncte. 5 puncte, asta zic. Deci trebuie să câștige FCU cumva, dacă vor să rămână acolo. Păi nu spunea Ionuț de strategia asta numerică, că ar trebui să câștige cam tot și să... Nu? Ceva de genul. Da, pentru că... Bine, dar cum spunea și Livu și am povestit și noi și săptămâna trecută, am spus că cei de la Șepși au meciuri foarte grele. Joacă cu Farul exact. Constanța, CFR și FCSB. Deci joacă cu primele trei clasate. E posibil... Bine, avansul ăsta de puncte care, dacă rămâne așa, le asigură celor de la Șepși și o oarecare liniște, totuși. Pentru că dacă Craiova pierde în această putem seară... Putem să facem chiar și o paralelă și să trecem la faptul că cei de la Șepși vor juca cu cei de la Farul Constanța în seara asta. Deci, în seara asta vor ști mai multe, Alice, după cele două partide, Craiova, care joacă exact. La Ploiești cu Chindia și respectiv Farul Șepși, și vor ști mai multe legate de lupta asta. Da, în momentul în care, dacă ar câștiga FCU, îți dai seama, și atunci Șepși pierde cu Farul, clar, o să fie o mare presiune pe cei de la Șepși. Da, mai ales că se discută în continuare de acel meci. Craiova, știm cu toții, a mers la TAS, se cere rejucarea partidei cu Șepși, rămân în continuare multe... Au mers la TAS acum sau acum să face apel? Nu, au făcut la TAS și va trebui un răspuns... Nu, va trebui un răspuns până se încheie sezonul regulat. Rămâne de văzut și această speță, că cei de la Craiova cer, ca și multă altă lume de fotbal... Deci iar am bătut la ușă la TAS acolo, iar suntem... Păi avem acolo, știi că avem birou... Avem departament. Bun, avem toate culoarele, da, vom exact. Vedea. Lăsând la o parte această speță, cei de la Farul Constanța cred că sunt porniți pentru a rămâne pe primul loc. Da, un meci foarte greu și... Te-ai vorbit sezonul ăsta, te-ai vorbit? De ce?
Așa mi se pare mie. Au un meci greu. Au un meci greu cu Șepși, pentru că, cum am spus și mai înainte, cei de la Șepși trebuie să facă punct sau puncte pentru a-și păstra locul în clasament. Farul Constanța vine după un parcurs foarte bun și un meci câștigat în deplasare, un meci greu, toate că merita, dar greu au câștigat la Arad. Acum să vedem cum o să fie în seara. Vin cu update, este 1-1 pentru partida. 1-1 pentru Hermannstadt. Da, e 1-1. Au dat un gol cei de la Hermannstadt. Cine a marcat? Îți spun așa, imediat. Te rog frumos, spune. Doamne, ce să fac? Silviu Balaure, pe numele dânsului, în minutul 70. Mulțumit, ești mulțumit? Deci, un meci care cumva pentru Cluj, îți dai seama, deci nu mai au 31 de puncte, rămân cu 29 de puncte. Și Hermannstadt o face 27, dacă se schimbă schimbarea în clasament, dar până una alta, haideți să revenim la meciurile noastre, că după aia o să... La mine în ureche, să știți că se țipă. Nu mai avem timp, trebuie să trecem la următorul, da? CS Mioveni și FC Voluntari, că vorbeam despre această victorie și despre programul pe care urmează să-l aibă cei de la FC Voluntari. Din păcate, nu știu ce să zic pentru cei de la Mioveni. Au nevoie mare de puncte și Voluntari, toată lumea are nevoie mare de puncte. Ce să mai... O să spun asta la toată lumea. Toată lumea are nevoie. Da, pentru că... Așa e. Tocmai ce am discutat înainte și am spus... E frustrant cumva. E frustrant să pierzi un loc, dar la un punct. Eu cred că Voluntari... pleacă favorit. Nu știu, așa văd eu meciul ăsta. Au un moral bun după meciul pe care l-au câștigat acasă cu CS Universitatea. Nu-i Voluntari în deplasare, nu-i văd genul de echipe care să se ducă să pună presiune pe adversar. Iar cei de la Mioveni sunt obligați să meargă peste adversar pentru că sunt pe ultimul loc și au nevoie de victorie. Suntem curioși cum va juca Mioveni, echipa care... ești acasă și ești obligat să ieși la joc, pentru că ăsta e foarte interesant. Că nu ei, pe cei de la Mioveni, nu-i ajută cu absolut nimic un punct. No, oricum, Miovenul va aborda partida la victorie, fără doar și poate, că nu are altă variantă, cu jucătorii de care dispune acum Nicolae Dică, nu? A cam obosit și Ben Chaib, după ce impresionase în primele partide. Este acolo în continuare Bogdan Rusu, dar are în față o apărare experimentată, așa cum are FC Voluntari. Și o echipă greu de bătut pe orice teren. Acum eu cred că sunt premize la această partidă pentru orice scor. Și nu cred că ar surprinde pe nimeni nici o victorie a Voluntarului, nici un rezultat de egalitate, nici o victorie a celor de la Mioveni. Se poate întâmpla. Deci un meci de 1x2. Exact. Suntem siguri. Un meci de 1x2, corect. Trebuie să știți că suntem la ora 5 și trebuie să lăsăm așa ușor, așa câte o glumiță de genul ăsta din când în când doar, bine? Păi da, lasă-mă să completez eu, Nicolae Dică, Alice, care n-a fost primit la Pitești la partida cu FCSB, a fost interzis pe stadionul din Pitești, a fost acolo un schimb de replici deloc ortodox. Nicolae Dică, un simbol fotbalistic al Piteștiului, n-a fost lăsat să intre la tribuna oficială pentru a vedea partida cu FCSB. Spune și de ce, pentru că nu a avut bilet. Mi se pare totuși deplasat. Adică găseam o soluție, cineva din conducerea acelui club. Ai fost un jucător important al acelui club. Tu cineva, un oficial să-l... Un oficial, cineva venea și l-introducea în stadion. Mi se pare degradant. Și asta arată, cred eu, de ce Argeșul fotbalistic traversează momentele astea. Este un amănunt în plus. Dar acum nu l-am înțeles pe Nicolae, adică de ce nu ai sunat dinainte? Că știai, nu cred că... Probabil că altă dată am mers, a intrat cred așa. Cred că pe ultima sută de metri te-ai gândit să te duci la meci. Nu am mai răspuns la apel acum. Nu. Adică doar un simplu telefon putea să... Era lumea concentrată pe meci și n-am mai avut timp. Putea să dau un simplu telefon și cred că ți-a rezolvat mai din timp. Chiar îmi spunea Ali cineva acum la radio, îmi zicea, băi, deci ar fi ca și cum la Rapid, Daniel Pancu, un simbol al Rapidului, nu este primit pe stadion. Este inacceptabil așa ceva. Chiar dacă contextul, da, n-avea bilet, n-avea invitație, găseam un oficial al clubului o ieșire din impasul ăsta, pentru că, iată, toată presa a scris și pe lângă faptul că echipa arată penibil și în clasament și joc, te mai ales și de astfel de evenimente care nu îți fac deloc cinste, fotbalistic vorbind. Da, din punct de vedere al marketingului, nu e neapărat o situație fericită. Bine, acum nici nu pot să știi ce s-a întâmplat. Asta voiam acolo să spun, exact asta voiam să completez. Nici nu poți să bagi mâna în foc, că ceea ce s-a scris și cine, știi cum e, și adevărul stă în gura povestitorului până la urmă, că depinde foarte tare... Asta de ce spun, s-a întâmplat. N-aș lua de bun 100% ceea ce s-a scris. Da, și... S-a părut tare cum elegant că n-am văzut parcă vreo reacție a lui Nicolae Dică. Presa a scris, erau la fața locului ziariștii respectivi. Ce sens ar fi avut? Da, el adică a fost probabil elegant, n-a vrut să amplifice acest aspect. A mers pe stadion din ce am citit în presă, s-a dus la tribuna întâi și a vizionat partida. S-a văzut mai bine de acum.
Bun, s-a rezolvat, nu se poate, că tot vă rămânem așa în zona aceasta și mergem către cei de la CSU Craiova, care au mers cu FC Argeș, FC Argeș într-o poziție deloc fericită, după un eșec, dar și cei de la Craiova vin după un eșec, deci un meci să fie de care, un balans undeva? Și chiar sunt curios dacă cei de la CSU reușesc acasă să-și impună jocul și să demonstreze acasă că... Acasă au reușit mereu, Liviu, da, că sunt echipa care au jucat. Tot se mai agață de primele locuri acolo și o echipă care, până la urmă, poate cumva arbitra anumite jocuri din acest play-off. Pentru că mai pot încurca pe unii pe alții și atunci poate fi una dintre echipele care stabilesc cumva dacă nu au primele un început locuri. Bun în play-off, da, atunci cred că o să fie doar un simplu arbitru. Dacă reușesc, cum am spus în... Depinde la începutul de emisiunii, asta spun. Dacă la început reușesc 2-3 victorii, atunci au șanse mari chiar și la primele două locuri. Da, în schimb, Argeșul are un prilej nimerit acum, spun eu, să mai liniștească puțin spiritele dacă echipa lui Marius Scurăitorul reușește o prestație de calitate și un rezultat posibil, de ce nu? Să nu piardă la Craiova, poate chiar să și câștige. Rămâne de văzut dacă, știu, atmosfera asta generală, nu tocmai prielnică de la Pitești, lasă pe FC Argeș așa, de ce nu? Joace așa bine nu mai impresionează Craiova, nu mai impresionează Craiova, o echipă. Dar ține cont, Craiova joacă acasă. Dacă e adevărat, o echipă bine organizată, n-am încredere foarte mare nici în FC Argeș, pentru că dacă ar fi o echipă organizată, bine pusă în teren, un fel de FC Voluntad, de exemplu, atunci da, ai putea aborda altfel. Este o echipă care a arătat în multe momente și în partida cu FCSB, de FC Argeș, că are anumite argumente, nu are nimeni răbdare. Sunt foarte mulți jucători noi, dar probabil că într-o situație de genul ăsta în care Craiova mizează pe jucători care, uite, Andrei Ivan, care n-a contat în partida de la Voluntad, Câmpanu, Marcovi și alții, da, jucători de calitate, dar care probabil nu se află în cea mai bună zodia lor acum, rezultatul poate fi, de ce nu, unul bun pentru FC Argeș. Vin cu un alt update de la meciul Hermannstadt-Ucluj. Nu. Este 1-0 în continuare pentru cei de la Ucluj. A fost anulat golul respectiv. Aici urmează să... Ce îți dai seama cât a durat la VAR, dacă... Se vedem. Eu am și văzut exact în momentul în care s-a schimbat aici pe tabletă, deci probabil că n-a durat mai mult de un minut, două, dar se updatează mai lent în funcție de viteza dorită a internetului. Haideți să trecem deci mai departe. La 31, la Cluj. Exact. M-au amestecat aici rezultatele și locurile din clasament, dar trecem mai departe. FC Botoșani și Rapid București. Din ce am văzut la Botoșani, am văzut zăpadă pe teren. Principala grijă legată de teren. S-a nins, cine a nins să strângă, nu? Corect. Asta spun, adică... Și iar o să asistăm la eventualele scuze și critici ale jucătorilor de la Rapid după meci, că a fost terenul, că n-am putut să jucăm. Până mâine la 8:30, cred că ar putea să se regleze situația, nu? Depinde. Au avut prelată, nu au avut prelată pe teren. Cum va arăta terenul după zăpadă? A dat drumul la încălzire. Sunt bani, a rezistat instalația, n-a rezistat. Iar nu, la Botoșani, Liviu, și la partida cu Petrolul. Instalația a funcționat, oficiali au pus o prelată pe gazon și va arăta probabil mâine seară terenul în condiții acceptabile. Nu o să vedem un gazon ca la Arad sau ca la Cluj. Să nu fie înghețat, atât tot. Asta e ideea cu terenului. Cred că va fi un teren cât de cât probabil într-o partidă care, din nou, din punctul meu de vedere, este deschis oricărui rezultat. Și eu spun la deci, Botoșani poate încurca planurile Rapidului dacă echipa lui Flavius Stoican va aborda, știu eu, curajos, cu abnegație, cu dorință. Și cred că vor fi și foarte mulți spectatori în tribune. E un meci important cu Rapidul și va fi un mediu frumos așa fotbalistic. Botoșanul se poate agăța. Ionel, când joci cu Rapid, FCSB... Te motivezi. N-ai cum să nu te motivezi. Da. Asta a spus. Când joci cu primele clasate acolo, n-ai cum să nu te motivezi. Chiar dacă îi place lui Alis, tot cu Patache, tot cu Țigănașul. Să-i batem Rapid. Înțeleg, care este problema? Păi nu sunt veșnici jucători, adică Rapidul. Și ce să facem? Păi nu, multă lume se întreabă, băi, tot Patache care are 40 de ani, e și antrenor la copii juniori. Da, iată că lui. Patache marchează, da, asta de spun. De ce sunteți pe care a reușit să marcheze? Șeroni, 36 de ani, jucători pe care cred că nu-i lua nimeni în Liga 1, iată că fac treaba acolo, la ei acasă, la Botoșani. Și care este problema? Bravo lor, că Rapidul, sunt încă în activitate. Rapidul nu joacă așa bine cum joacă acasă, în deplasare. Au sincope în deplasare, da. Rapidul, și cred că asta și departajează cumva de a avea mai multe puncte și de a fi acolo, eu știu, exact în... Și aș vrea să-i văd și eu la locuri pe noi veniți. Da, între timp îmi place Adrian Motul laudă pe Valentin Costache, care se apropie de cerințele antrenorului, pare așa ceva psihologic. Și cine știe, poate Costache stabilește acum verdictul partidei de la Botoșani. Cuvintele astea de încurajare, nu? Contează. A făcut o partidă bună. A jucat, dar asta zic că el în ultima perioadă nu a avut parte de atât de multe minute, dar... A fost și accidentat, a avut o perioadă în care a fost accidentat. Acum poate îl vom vedea mai des. Și un jucător care poate decide unele meciuri, așa cum spui. Da, este un jucător de viteză, un jucător care tehnică bună. Scoate un om din joc.
centrează bine în fața porții, cum s-a întâmplat și etapa trecută când au jucat acasă. Da, de asta spun. Pentru a spera rapid, pentru a spera, nu știu, la primele două locuri, trebuie să vină cu mai multe puncte și din, și din deplasare. Primul prezent, nu este, nu este de ajuns doar să câștige acasă. Înainte să trecem mai departe, CFR Cluj întâlnește acasă UTA Arad, UTA care trece printr-o perioadă chiar urâțică, am putea spune. Deci e o premisă bună pentru cei de la CFR Cluj să se apropie foarte tare de cei de la Farul Constanța și vreau să știu, Dacian, mai pleacă cineva, mai fuge, se găsesc jucătorii, se dispare, ce se întâmplă acolo la Cluj? Cine, unde a plecat? Nu știu, doar ce citesc și eu în presă, n-am informații din interior. Da, părea destul de afectat așa Dan Petrescu de chestia asta și cumva nici, a spus cumva, dom'le, unii au fugit, dar în același timp nu vrea să vorbească de subiect, întrebați conducătorii, adică... Adică cumva era, ceva era acolo ciudat, era în interiorul lui. Da, pentru că voi... niciodată n-a fost genul de antrenor care să vorbească de jucători. Adică părea dezamăgit că, domnule, ceva... cum putem să asistăm la situația în care un jucător nu mai vine, pur și simplu. Adică, probabil și la rândul lui, băi, n-a venit ăsta la antrenament, întreabă, sună directorul sportiv, sună președinte, și la rândul lui spun, nu știu, n-a venit. Adică e o situație ciudată. Cred nimic. Că dacă ar fi, poate dacă mă gândesc acum într-un scenariu, poate, dacă ar fi știut despre ce e vorba, cred că nici nu ar fi zis așa. Adică, băi, știu ce e la mine în bucătărie, da. Probleme de ordin personal și atunci se învoiește de la antrenor și spune, domnule, două săptămâni trebuie să merg acasă, am o problemă de familie, nu știu, nu pot să vin la antrenament. Se înțelege lucrul ăsta, nimeni nu clubul mai duce în discuție. Clubul la probă, evident. Clar. Normal, dar nu ridici problema. Anunț președintele, anunț antrenorul, adică tot e ceva ok. Ei, cum e normal să și faci, că, Doamne ferește, se întâmplă și dar lucruri așa, urgente în viața. Nu știu când ai plecat în vacanță, ai anunțat pe noi, pe colegi, pe... Bineînțeles, l-ai pus pe Dacian și-a luat casca și ai văzut, deci câte chestii a trebuit făcute. Exact, adică eu n-am fost un jucător, exemplu, aici în echipa noastră, cum adică? Ba, asta a fost foarte asta, ok. Am dat exemplu? Deci n-ai un exemplu mulțumesc. Bun. Ce nu bine că m-am pieptănat astăzi, uite, mi-am umflat și nu păr. Nu cum a făcut Malele, din ce am înțeles în presă, a plecat și că nu a anunțat pe nimeni, sau din ce am înțeles că... Asta din vară deja se întoarce la... Da. Un semn de întrebare undeva, că altfel nu s-ar fi ridicat problema asta. Da, se vorbește de, nu știu dacă ăsta e cuvântul, imixtiunea lui Mirel Rădoi, care îl dorește pe Malele la echipa lui din Arabia Saudită. Evident că dacă ar fi adevărat, nu așa se fac lucrurile, să forțezi în maniera asta. Dar indiferent dacă ți-l plecare, dorești, dacă tu ai contract cu CFR, tu nu poți să joci acolo. Nu înțelegi nici jucătorul, de multe ori nu înțelegi nici pe cel care îl reprezintă, pentru că de multe ori nu Liviu Dacian se consultă jucătorul cu impresarul, cu cel care... Pe Arabia Saudită, Arabia Saudită, dar ce ești, răpirea din serai? Nu, se vorbește că... Înțelegem că expiră oricum cu CFR-ul, expiră contractul și atunci... Păi forțează... când expiră, că dacă în vară, expiră, în vară, da, dar până în vară... Știu, mai până sunt în vară, meciuri, dar probabil... Adică și dacă te duci, ok, te duci și ce faci? Nici nu ești pregătit, nici nu mai joci, nici nu... Nu-ți mai ai nici bani pentru că o să primești o amendă usturătoare de la cei de la CFR? Da, dar probabil că sunt și alte aspecte. Cum spunea Liz mai devreme, nu avem de o să le știm pe toate. Probabil că și jucătorul are anumite nemulțumiri. Legate da, de... Nu procedezi da. Așa. Asta da. Asta e real. Și dacă tu ai o nemulțumire, te duci și vorbești, nu știu, cu președintele, cu patronul, cu antrenorul. Da, nu, înțeleg, dar în toată ecuația asta spuneam că probabil și jucătorul are ceva de spus. Când vor ieși la iveală amănunte de genul ăsta, cine știe, poate că atunci situația se va schimba într-un fel. Păi, evident da, că nu este de dorit. Ca jucătorul are cel mai mult de pierdut. Pentru că nu joacă. Pentru că o să primească amendă? Da, cineva care l-a sfătuit probabil, dar din păcate CFR-ul are sfătuit are cine l-a sfătuit. În general sunt sfătuiți de impresari. Exact. Și impresarii nu întotdeauna găsesc cele mai bune soluții și se întâmplă de foarte de multe ori în care jucătorii chiar au de pierdut. Exact. Păi o strategie de genul acesta nu cred că îți face decât un deserviciu. Știu, dar asta zic că majoritatea jucătorilor sunt un pic de la spate, sunt sfătuiți direct de impresar. Domnule, fă așa, nu te mai duce, lasă că am vorbit, o rezolvăm, mergem acolo. Da. Și nu se întâmplă de pierdem aici atât, și cel care poate pierde e doar jucătorul. Impresarul nu pierde nimic. Da, e păcat, pentru că e păcat și pentru CFR, pentru Dan Petrescu, pentru că s-a accidentat și Birligea. A făcut și... leziune musculară. Exact. Da, dar crezi că au ceva emoții în partida cu cei de la UTA? Da, eu nu cred că CFR-ul o să aibă un meci ușor cu cei de la UTA, chiar dacă cei de la UTA se află în subsolul clasamentului. Trebuie să prindă o zi fantastică UTA, din toate punctele de vedere, un joc bine elaborat, bine organizat, zi în toate compartimentele. Ionel, să știi că zi fantastică ar trebui să aibă și cei de la Petrolul, dar nu acum joi. Ba, Alex, Petrolul poate. Se întâlnesc cu că... cei de la FCSB acasă. Reintră doi jucători de bază în apărare. FCSB? Defensiva va fi mai sigură de această dată. Evident că Petrolul întâlnește o echipă care are jucători de atac
de foarte bună calitate și FCSB-ul anunță două reveniri, Miculescu și Cordea. Acum rămâne de văzut dacă ei vor fi titulari. Cordea probabil că da. Va fi din nou în primul și în prima atmosferă fantastică pe Arena Națională. Un tren, o garnitură întreagă de suporteri ai Petrolului vor onora din nou această partidă și că atmosfera așa va fi frumos. Ce va fi pe gazon, evident că Petrolul pleacă cu șansa a doua în fața unei echipe care acumulează puncte și arată bine ofensiv. FCSB-ul. Are jucători importanți acolo echipă, care pot decide oricând. Echipă care, datorită unor sincope pe anumite meciuri, nu au mai multe puncte acum și poate nu sunt chiar pe locul 2, să nu spunem primul loc. Dacă ne aducem aminte ultimele două meciuri de acasă, 5 puncte. Exact, deci cu 5 puncte punct FCSB-ul erau acolo. Da, da, da. Da, ghinioane din astea pe final de partidă. Da, se întâmplă odată că știi tu puncte importante când mai sunt puține secunde până la final, dar altădată pierzi. Asta, așa este fotbal, tocmai da, este bine, nu? Să ai un avantaj cât de cât convingător. Pentru că orice replică adversarului să nu destabilizeze scorul final. Și meciul trecut de la Pitești, acel gol a echilibrat iar partida la 2-0 pentru... Și a avut și o ocazie mare să exact, facă 2-2. La 2-0 pentru FCSB. Deja am văzut, erau mult mai relaxați jucători de la FC Argeș. Ei, imediat după ce au reușit să marcheze, să reducă din diferență, am văzut iar un meci. Parcă, nu știu, au ieșit toți 11 cei de la FC Argeș și au intrat alți jucători. I-am văzut iar o prospețime pe ei. Mai mult curaj, cred că. Curaj. Și asta e vorba și de ceva mental. Pentru că în momentul în care tu ai marcat și ai făcut 2-1, ai posibilitatea, recunoști, adică în mintea ta ai posibilitatea, domnule, pot să scot un punct de meciul exact, ăsta. Și atunci domnule, cumva se transformă toată evoluția ta. A marcat și Sorescu, nu, pentru FCSB etapa trecută și a fost savuros, Alice. Acesta este cuvântul. Da, că într-adevăr așa au fost lucrurile. Citim și noi presa, ca și colegii. Comentatorul partidei se pare că l-ar fi influențat pe finanțatorul celor de la FCSB să-l avanseze pe Dejan Sorescu, pe partea dreaptă a atacului. A venit și golul. Așa a scris presa de specialitate astăzi, că vedea meciul. Iar comentatorul sugera, domne, ar fi mai bine pentru FCSB ca pe partea dreaptă acolo Cresu și Sorescu să joace mai avansat. Și vezi că la pauză s-a făcut o schimbare foarte bună. L-a scos pe Ejuma și a intrat Cresu și a urcat Sorescu. Și probabil că și aici adevărul o fi undeva la mijloc, dar sunt anumite circumstanțe. Probabil a fost și coincidența care îți dă apă la moare. Exact, care poate stârni un subiect de genul. Bine, întrebăm pe comentator dacă l-a luat o primă pentru această victorie și dacă el spune: "Da, băi, ideea ta a fost foarte bună, luat tot acolo la primă." Dacă e sunat din pipera și de prima, atunci e bine. Nu, dar e clar că l-am văzut și pe Sorescu. S-a simțit mult mai bine ca mijlocaș dreapta față de prima repriză în care a fost fundaș. Și acum suntem curioși dacă revenirea lui Cordea îl scoate sau nu pe Sorescu din... Da, sau îl mută iar pe alt post. Da. Unde mai are loc, eu știu. Pentru cei de la Petrolul, orice punct ar fi bun, dar nu... Sunt 33 de puncte. Sunt așa diferențe mici și nu mai e frustrant. No, e clar că cei de la Petrolul nu mai au nicio șansă la play-off pentru că au pierdut acasă cu CFR-ul. Nu mai se gândesc la play-off. Pentru Petrolul important să acumuleze puncte pentru că nu-i văd deloc bine. Ți se pare că nu au o formă atât de bună pentru a păstra o constanță ulterior bună, în play-off? Au fost și mulți accidentați. Lotul este unul destul de modest. Subțirel. Păi mă uitam aseară pe banca de rezerve dacă CFR-ul avea. Că de fiecare dată o bancă bine garnisită așa, Petrolul avea vreo 4 tineri jucători. Să te luți cu CFR-ul, cu Raul Bucur, cu Mihăiță Rădulescu, jucători de 18 ani. Am văzut că un jucător care a și marcat. A intrat de... Mario Bratu pe are la 20 de ani Dacian și Alice are 4 sezoane jucate până acum la Petrolul, deci are ceva experiență la 20 de ani. Hai că avem o săptămână plină de fotbal, băieți, să nu uitați că mâine este 1 martie, să luați flori și mărțișoare la fete și ne vedem mâine tot de la ora 17. Rămâneți cu Metropola TV și seară frumoasă tuturor!